Vestea serii despre Vladimir Putin. Anunțul vine din America. Bill Burns, directorul general al Agenției Centrale de Informații, principalul serviciu de informații al Statelor Unite ale Americii, a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre intențiile armatei ruse de a folosi armele nucleare în războiul din Ucraina. Nu vedem în acest stadiu, în calitate de serviciu de informații, o dovadă concretă care să arate că Rusia se pregătește desfășurarea sau chiar utilizarea potențială a armelor nucleare tactice. Date fiind declarațiile războinice pe care le-am auzit din partea liderilor ruși, nu putem trata cu lejeritate aceste posibilități, a declarat Bill Burns într-o conferință de presă organizată de cotidianul britanic Financial Times. În prezent, Bill Burns susține ferm că Vladimir Putin se folosește de amenințările cu armele nucleare pentru a crește miza în conflictul militar din Ucraina. Este într-o stare de spirit în care nu crede că își poate permite să piardă. Cred că este convins acum că ridicând miza îi va permite să facă progrese, a adăugat Bill Burns.